E greu să ai bărbat. Ești pregătită? Da. E ușor așa. O e ușor, da. De ce e o chestie rea? Și era așa cu mine și mai făcea, bună dimineața, zică. Să fii iubit a unui artist este greu. Foarte greu. N-are încredere în el, n-a ce să faci. Mi se pare chiar sunt tare. Aia zic. Salut și vă mulțumesc că vă aflați pe canalul How to Men, eu sunt Mihai și continui seria din proiectul Cupluri la testul poligraf, dar sincer, cred că o să fac doar partea fetei, că se numește How to Men, majoritatea sunteți băieți, vreți să vedeți fata pe scaunul de la detectorul de minciuni, nu prea are mare succes din ce am observat, nu știu, spuneți-mi părerea voastră la comentarii, poate mă înșel, nu prea are mare succes și partea tipului, vreți să vedeți partea tipei, așa că eu o să comentez în continuare partea tipei. Dacă unii dintre voi o să doriți partea tipului neapărat, fac și asta. Astăzi o să vorbim despre Alexia Eram, care este, înțeleg, iubita lui Mario Fresh și fata Andrei Esca și o să vedem ce zice ea la detectorul de minciuni. Pregătită sau nu, te așteptăm pe scaun. E, Alexia, acum să te vedem și pe tine. Ești pregătit, Mario? Da. Tu ești relaxat. A trecut greu. Hai să te văd. Alexia. Da, Mario. Ești pregătită? Da. Ți se pare că sunt prea apropiat de părinții mei și petrec prea mult timp cu ei? Da. Sincer. Ce răspuns sincer la o întrebare atât de inofensivă, aș putea spune, o întrebare chiar... Ia stați! ...drăguță, m-aș putea să fii și tu cu întrebări mai puternice, început... Mario. O iei ușor așa? O iau ușor, da. E ok să începi ușor, dar o întrebare atât de nevinovată sau nu știu cum a zis. Țimei și petrec prea... Acolo este un cuvânt în întrebare, dacă vedeți. Prea apropiat de părinții mei și petrec prea mult timp cu ei. Și dacă vă uitați la el... Acum, la fața lui, când întreabă, știe exact de ce întreabă, pentru că știe ce va răspunde ea. Mi se pare că sunt împreună de 7 ani sau vă dați seama cât de bine se cunosc ei. Ți se pare că sunt prea apropiat de părinții mei și petrec prea mult timp cu ei? Da. Sincer. Ce răspuns sincer la o întrebare atât de inofensivă, aș putea spune. Întrebarea inofensivă. Ideea e următoarea, că prea ăla arată o conotație negativă. Adică Alexiei nu-i place că el petrece prea mult timp cu părinții și că e prea apropiat de ei. Ce înseamnă asta? De ce e o chestie rea? În principal, să ai o relație bună cu părinții, mai ales pentru o fată sănătoasă la cap care știe ce face, e un semn foarte bun că ea ar trebui să fie cu tine. Și părinții ăia, dacă sunt părinți ok, de obicei o să te accepte destul de ușor. Însă, e greu să ai bărbat, să vrei să fii cu un tip și să zici, mamă, ăsta e bărbatul meu, da? Pentru că ea trebuie să fie atrasă sexual de tine și trebuie să, cumva, să conduci relația, să îi se pară că ești cineva, mamă, cu iubitul meu. Însă, în momentul în care el stă toată ziua, bună ziua, la vorbă cu părinții și poate chiar cu mama, nu dă bine. Cumva tu rațional percepi că ei au o relație bună și asta e ok, dar emoțional te faci să te simți de parcă el tot îți transmite ție ideea că e copil. Pentru că tot are treabă cu părinții toată ziua, bună ziua, și se pune în ipostaza de copil. Dacă mai folosește cu ei și apelative gen mami sau tati, ți-e ciudat să te uiți la ăla cu care ți-o tragi și are barbă, zicând în continuu mami. Pe fete le deranjează chestia asta și aici nu știu dacă e cazul lui Mario, dar să vă feriți băieți în viață să fiți băiatul mamei, e îngrozitor. Deci pe fete le îndepărtează și le enervează îngrozitor și pe bună dreptate, chiar pe bună dreptate. Nu zic că el este băiatul mamei, zic că... De fapt am comentat, ați văzut cum am comentat toată faza. Băi, o întrebare chiar drăguță, m-aș să zici tu cu întrebări mai puternice, început... Mario. O iei ușor așa? O iau ușor, da. Nu mai plec acasă. Doar, avem relații diferite cu părinții și de asta, adică eu am fost obișnuită, am fost mai rece de obicei în copilăria mai distantă, mea, mai distantă cu părinții și el mai apropiat. Și normal că mi se pare mai dubios. Atunci când am băut ceva mai mult la petreceri, mi-ai luat telefonul la controlat în timp ce eu dormeam? Da. Da, uite-te, uitați-vă la el, mă, uitați-vă la expresia feței lui, că el se aștepta la răspunsul ăsta, știa el ceva, dacă nu chiar au discutat asta odată. Sincer. Nu pot să mint dacă am astea pe mine, îmi pare rău. Ci că nu pot să mint dacă am astea pe mine, îmi pare rău. Păi, ideea era să nu minți, dar și că... Eu aș minți, scuză-mă, dar nu pot, iartă-mă. Unde ai controlat ultima dată telefonul? Nu-i chiar. Anul trecut. Eu m-am prins, m-am trezit într-o dimineață, am băut ceva mai mult, da, e adevărat ca să nu... mort. Așa? Și m-am trezit dimineață în pat,
Zic, mamă, unde sunt? Wow! Și mă uit, telefonul pus la încărcat, frumos șters. Era pus. Păi pentru că mai avea baterie, trebuia să-i pun la încărcat. Și mă uit la ea și era așa cu mine și mai făcea, până dimineața. Zic, ce-am făcut aseară? Că eu nu mai știu. Cam, na, am zis asta. Și tot timpul telefonul l-a încărcat, mă, ce să vezi când... Era iurea să te trezești cu telefonul descărcat. Urât. Mai bine să ai o iubită care ți-l pune la încărcat. Dar vezi că amândoi ne-am căutat în telefoane acum un an, dar de atunci... Nimic? Da. Ești grasă? Ce? Ești grasă? Mamă, excelent, bravo. Respect Mario Fresh, o să vedeți. De ce îmi place că a pus întrebarea asta? Hai că vă zic de pe acum, pentru că fetele, mai ales care nu sunt grase, te disperă dacă ești prietenul lor cu cât de grase sunt. Bine, mie nu prea mi s-a întâmplat asta, că nu am tolerat comentarii, dar n-am tolerat să mi se facă capul varză cu chestia asta, care oricum nu e reală. Dar știu de la alt băieți că na, cu asta mă ocup, asta studiez. Da, s-a uitat în telefonul lui, ca să nu sărim peste partea aia, s-a uitat în telefonul lui și am zis eu că știa el ceva, se prinsese atunci. Deci uite, fiecare s-a uitat în telefonul celălalt. Văd că e un pattern aici, toți până acum au căutat în telefonul celuilalt. V-am spus în videoclipul cu Erica Isaac și Adi Strate ce părere am eu de chestia asta, dar și la cel cu Shelly. Răspunsul e, nu, n-ar trebui să o facem. Nu! Păi stai, nu, în fiecare, asta chiar era o întrebare care chiar conta pentru mine. Pentru că în fiecare zi îmi spune de 25 de ori că e grasă. Și acum... De fapt, ea știe, ca orice fată care nu e grasă, știe că nu e grasă, dar trebuie cumva să se plângă, să se lamenteze și să primească validare din partea noastră. A spus că nu e grasă, eu nu mai înțeleg nimic. Toate fetele au problema asta, ca? Că trebuie să dau jos. Deci, până la urmă, tu consideri că nu ești grasă, dar îmi spargi mie creierii că ești grasă. Păi, una e să fii... grasă și una e să fii puțin pufoasă, înțelegi? E diferit. Și oricum mi se pare că fiecare fată are piticii pe creier. Majoritatea fetelor trebuie să slăbesc acolo, trebuie să mai pun aici, trebuie să fac așa. Dar nu mă consider o persoană grasă, dar da, am niște complexe. Ești extraordinar de geloasă, dar te lupți singură cu treaba asta și încerci să nu mai arăți niciodată? Da. Răspunsul este da. Sincer. Sunt o persoană foarte geloasă. Da. Este. Bă, e Mario Fresh. Adică, mai ales în ultimii ani, ce melodie a scos, e pe val cu business-ul, nu știu, e un aparat în spate acolo care îl proporțează bine de tot. Greu să te pui cu Mario Fresh. Dar, și da. Te ascunzi foarte bine. Dar încerc să... Da, să nu mă arăt foarte mult, că știu că... Bravo, admirabil. Adică fata, ca să dau și, v-ați obișnuit că dau un feedback despre fată și așa, pare chiar ok, adică, mă rog, este o fată frumoasă, dar, mă rog, asta e și relativ. Adică tu când ești cu o fată și o iubești, o vezi mult mai frumoasă decât o vedeai dacă nu o iubeai, știi? Decât o văd alții, cum aș fi eu aici care sunt în afară, el o vede total diferit. Dar ei, într-adevăr, se vede că se înțeleg destul de bine și ea pare o fată chiar ok, adică face eforturi să nu-l rupă pe ăsta de cap cu gelozii dacă, care nu au rost. Ceea ce, pentru fete, să știți că e destul de greu să se abțină. Că nu este ok. Adică să mă temperez singură, să lucrez la asta. Dar da, mă consider o persoană geloasă. Tu o consideri o persoană geloasă? Da, o consider. Dar o mai prind de câteva ori așa cum îți am sa, că nu prea îmi dau seama de obicei. Dar mai văd fețe, mai văd priviri, mai văd... Da, mi se pare și normal oricum să fii gelos într-o relație. Dar bine mă... Și meseria pe care o am, eu trebuie să bucur oamenii, dacă mă duc să cânt la un majorat, la o fată care a făcut 22 de ani, trebuie să-i spun, ești frumoasă, la, ai zis la un majorat, la o fată care a făcut 22 Nu, mai multe exemple. Okay. Voiam să spun 3 vârste și de 30, de exemplu, dacă ar fi 35. Trebuie să bucur da, da. Să fii iubita unui artist este greu. Foarte greu. Adică imaginați-vă că e ca un actor, adică el trebuie să, nu știu, să joace toate videoclipurile lui, are fane, adică e foarte greu. Adică nu ai cum să nu fii, să nu simți ceva. Va fi... Da. E foarte greu și în același timp foarte satisfăcător pentru fată, mai ales. Femeile nu știu chestia asta sau până își dau seama, oricum trece mult timp, cresc în vârstă destul de mult, dar acea gelozie pe care o au, faptul că bărbatul lor, că iubitul ei aici, în cazul ăsta e dorit, a zis, are videoclipuri, are fane
știe care fane, știe că sunt fete care, apropo, ea crede despre multe din fetele care arată mai bine decât ea, care ar da orice să fie cu Mario. Și ea, știind că Mario e băiat de relație și se comportă și bine cu ea, își dă seama cât de norocoasă ar fi oricare din fetele alea. Și așa a rezistat relația lor. Ascultați aici la mine. Relația lor rezistă foarte bine, exact cum ziceam și la Shelly, pentru că are fan club de fete, pentru că sunt fete care ar da foarte multe lucruri să fie în locul lor. Și și la Smără garantez, dar și la Alexia, ele cred despre fete, unele dintre fetele aia, că sunt mult mai frumoase decât ele și că ar putea ăsta să fie cu ele dacă vor, și tot timpul au nesiguranța asta că dacă pleacă el. Dar asta în același timp le face și foarte atrase de iubitul lor. Asta contează enorm în ecuația relației. Acord. Dar da, încerc să fiu cât de realistă pot și să apărtăresc. Te enervează faptul că sunt prins cu concerte și studio și stau acasă doar 3 zile din 7? Da. Sincer. La culme. Câtă sinceritate, băi, nene, băi. Mă enervează că nu avem timp să facem lucruri amândoi. Nu mă enervează propriu zis că mergi la concerte pentru că este jobul tău și asta iubești să faci și e pasiunea ta și ești un artist extraordinar, dar da. Mulțumesc, dau un suc. Ai încredere. Uite cum s-a uitat la el, se vedea și ești un artist extraordinar. Când a început să-i numere calitățile, se topea și ea acolo. E mine când plec în toată țara pe la concerte și mai ales atunci când cânt prin cluburi. Da. Nu prea, e sincer. N-are încredere în el, ce să faci? Nu cred că n-are neapărat din ce au vorbit până acum, dar gelozia e mare, exact cum a explicat și ea, adică a fost sincer și a spus, bă, e greu. Da, da. Dacă nu bei. Răspunsul este unul nesincer, Alexia. Se vede. Da, dacă nu bei. Grea asta cu băutura, Mario, știu ce zici. Pe creagă, pe... Bă, noi trebuie să avem grijă cu băutura, frate. Când ești tânăr așa și mai faci una, sau și dacă nu ești tânăr, dar mai faci una de ziua ta, o băută mai restrâns așa, respectiv bei o bere, o băutură când ieși, e ceva, dar noi bărbații avem niște probleme cu băutura. O să fac videoclipuri pe canalul ăsta pentru că nu e ok deloc. Adică deloc, dar deloc. Aparat. Răspund la FaceTime și la 4:20 și la, da? 5:60. Deci răspuns pe FaceTime. Da, mă, nu am treabă. Am încredere în el, doar că atunci când mai bea câte ceva, câteodată mai uită anumite detalii. Anumite detalii? Nu, aspecte, nu știu, aspecte din alte domenii, nu neapărat din domeniul relațiilor. A, dar nu e și așa, face general probleme pentru mine, adică nici nu știu la unde vrei să ajungi, iubire. Nici unde. Am înțeles. Ce drăguță a fost faza asta, vezi? Deci, ea își face griji pentru el din mai multe considerente. Adică, da, e și geloasă, dar în principal își face și griji că poate pățește ceva. Dacă ai o femeie care te iubește, la fel și dacă e un bărbat care te iubește, am explicat chestia asta, grija pentru siguranța ta e reală. Adică este foarte reală. Omul se îngrijorează la propriu. Nu e doar gelozie nebună în caz că îi face tu ceva. Și acum el a zis, hai mă, unde vrei să ajungi, că știi că nu fac. Și ea, nicăieri, imediat s-a retras așa. Adică pare o fată foarte, foarte ok. Foarte la locul ei. Exact cum am zis și despre Smără. Mă rog, și ea, Alexia, are o carismă aparte a ei. Dintre toți prietenii mei apropiați, ai simțit vreodată că s-a dat vreunul la tine? Clar, nu există. Nu există, deci tinerețe, băieți care nu știu să-și ascundă reacțiile, la asta mă refer cu tinerețe, nu știu să-și ascundă reacțiile și n-ai cum, dacă vii și eu și oricine o fi, dacă vin cu prietena mea, dacă vin cu prietena ta și e bună, rău, toți bărbații au aceeași reacție. Faza e că unii își stăpânesc foarte bine reacțiile. La mine, de exemplu, vin prieteni, cunoștințe așa cu iubitele lor, unele sunt bune, îți dai seama că sau foarte bune, mi se par prietenele atrăgătoare. Dar nu-ți dai seama, la mine, nu-ți dai seama deloc. Adică sunt foarte, nici nu bag în seamă, nu vorbesc, n-am nicio treabă, îmi văd de ale mele. Cum mi se pare și normal. Da. Da? Apropiați? Da. E sincer. Normal, doar nu erau drăguți și atâta. Hei, uite-o pe fata asta, mai ales că eu am văzut-o. Ea este o fată care se și îmbracă destul de bine. O vezi la o petrecere, la un majorat. Bine, frumos ar fi evident să nu se dea, să nu facă nicio mișcare, că nu e un comportament ok, da? Uite, cine știe. Poți dezvolți? Nu o să dezvolt aici pe cameră, dar cred că știi și tu. Știi și tu? Eu știu doar de unul, dar e vorba de ăla? Da, bine, am mai simțit așa. De la mai mult. Băi, simpatică rău, jur. Okay, dar nu, nice. Adică cu o limită, totuși. Aha. Nu au fost prea mult. Și eu unde eram? Păi pe acolo, nu știu. Au părinții tăi. Și eu unde eram? Pe acolo, nu știu. Erai și tu, prin zonă. O părere bună despre mine?
Da. Da, nu? De ce? Credeai că e... Păi nu, sunt întrebări. Nu, mă, dar știam și eu. Foarte bine, dacă au... E mișto rău că dacă părinții au o părere bună despre tine, contează foarte mult. Fac wakeboard cu tata, socru, mă duc. Mai ales în ultima perioadă, mi se pare că v-ați apropiat mult mai mult de când am fost noi plecați. Mm-hmm. Nu? Da. Pe cât a fost ea la America Express și cum am dat la ea acasă. Da? Da. Tare asta, da, pentru că ea a fost la America Express și atunci îți dai seama că era ceva care să-i unească dorul de ea, distanța, și atunci, vorba asta, m-am mutat la ea acasă. Corect. Am un defect care te calcă pe nervi? Da. Sincer. Care este ăla? Am un defect care te calcă pe nervi. Ia să vedem, că asta a întrebat-o și Shelly pe smără. Faptul că, virgulă, crezi că ești bun la toate. Adică te crezi... Asta este o virtute. Poate să devine și un defect. Bine, mă. Zodia e de vină oricum. Zodia, știm. Da, este Leu. O problemă. Zodia, dar mi se pare că chiar sunt tare. Aia zic. Bravo, Mario, respect. Îl vreau pe Mario Fresh la podcast, e prea șmecher. Deci, nu trebuie să fii foarte arogant, dar, în general, dacă ai încredere, dacă ai de ales în relația ta, în fața iubitei tale, fiți atenți, băieți, dacă ai de ales între a te crede prea șmecher și a te crede mai fraier, mai bine te crezi prea șmecher. Asta nu o să dăuneze. Doar dacă ești un prost care le face pe toate pe dos și, de fapt, că sunt băieți care au impresia că... Adică, mai ales din domeniul, din area de răspândire a problemei, foarte discutat acum, când ești cu un narcisist, da? E în engleză NPD, Narcissistic Personality Disorder, nu știu cum îi zice în română la tot completul ăsta de cuvinte oficial, dar în principiu e un fel de boală, oarecum din punct de vedere psihic sau psihologic. E, dacă ești un narcisist, înseamnă că în realitate nu prea faci nimic, dar îl manipulezi pe celălalt să creadă că el e un prost și tu ești foarte șmecher. Nu în sensul ăsta urât. Dar în sensul în care dacă chiar faci lucruri și te străduiești, atitudinea ta ca băiat e I'm the shit, înțelegi? Și asta o să ajute foarte mult și relația, pentru că ea va fi întotdeauna atrasă de tine. El zice, da, mă enervează. Cred că o enervează dacă intrăm în detalii legate de anumite domenii specifice, ceva poate și unde s-au contrazis ei sau ciondănit ei. Dar în general are o impresie bună despre el. Ea crede că e un șmecher. Adică, uite... Haide să vă dovedesc asta din nou. Stai să vedem ce are de spus. Fiți atenți, fiți pe fază. Dar ce ți se pare că zice că e tare și nu se pricepe? Nu știu să spun, că oricum în fiecare zi îmi spune că e tare la ceva. Dar într-adevăr e foarte tare la foarte multe lucruri. Doar că tot timpul, adică este foarte mult. Tot timpul e tare la orice, are dreptate cu orice. Asta este defect la el. În general, așa, nu are un anumit lucru. Trecem mai departe. Am înțeles, da, dar atunci vrei să știți cât de rău enervează faptul că el este foarte șmecher, în opinia mea? Cred că atât de rău, fiți atenți. Mă enervează că nu avem timp să facem lucruri amândoi. Nu mă enervează propriu zis că mergi la concerte pentru că este... Vreau să vă spun care este, în opinia mea, impactul asupra faptului că iubitul ei se pricepe la toate. Stai să vă arăt. Realistă pot și să acompanezi. Te enervează faptul că sunt prins cu concerte și studio și stau acasă doar 3 zile din 7? Da. Sincer. La culme. Câtă sinceritate, băi, nene, băi. Mă enervează că nu avem timp să facem lucruri amândoi. Nu mă enervează propriu zis că mergi la concerte pentru că este jobul tău și asta iubești să faci și e pasiunea ta și ești un artist extraordinar, dar... Exact. Fața aia aici mi se pare... Părerea mea despre faptul că el e plecat, e Mario Fresh, e dășit și se pricepe la toate. De aia încă e îndrăgostită de el după atâta timp. Da. Mulțumesc, dau un suc. Asta am luat-o de la tine. M-am dat la... Păi, graful meu, da, și vreau să o pun și eu întrebarea asta, dacă... Ia. Yeah. Dacă n-aș mai produce niciun ban și aș rămâne vai capul meu, mai întreține din banii tăi? Da. Șmecher. Mm-hmm. Nu mai fac nimic. Gata cu cântările. Gata. Mai întreține din banii tăi, da, ar face-o. Este același răspuns pe care l-am dat și în cazul lui Shelly, când a fost la detectorul de minciuni cu iubita lui, cu smără. Ea nu-l iubește pentru banii lui, evident, și nu există așa ceva să te iubească pentru banii tăi. Că
toată activitatea și banii contribuie la felul tău de a fi, ea iubește felul tău de a fi, deci e o chestie pentru lui ca bărbați care contează indirect, asta e altă discuție. Dar fata e sinceră și se vede că e de calitate, că îl vrea pe bune, că îl iubește pe el. Dacă ai putea, ai șterge răul de pe gâtul meu? Da. Sincer. De la ce este acel râu? De la sora ta, nu? De la rău. De la? Rău. De la rău? Da? Da. De la Raluca. De la Raluca, nu? Mhm. Nu-ți place tatuajul? Semnificația îmi place, evident că doar nu vreau să șterg un râs ororii lui. Nu-mi place locul și dimensiunea. E cam mare. Ah, deci e tatuaj care se referă la sora lui și Raluca e sora lui, ok, am înțeles. Și a zis, nu-mi place dimensiunea și culoarea. Probabil nu-i place tatuajul pe gât. Aici o să explic o chestie care la nivel subconștient se manifestă destul de pregnant. Altcineva pare că este femeia principală din viața lui. Chiar dacă nu este o femeie care, cu care el ar putea să fie. Rațional vorbind, n-are să te deranjeze, n-are niciun sens. Însă, la nivel emoțional, nu ești femeia numărul unu din viața lui și știi chestia asta. Și atunci, hai că e mama, cu mama nu se compară nimeni. Mai treci cu vederea și ea are o mamă. Dar când e vorba de soră, de altă femeie, altă fată, probabil la... Nu știu ce vârstă are sora lui, o fi mai mică sau mai mică decât ei, mai mare, nu știu. Dar e o chestie. Ar vrea o fată, dacă ai un tatuaj, dacă se poate, să fie un tatuaj cu ea. Dar bine, repet, rațional vorbind nu are sens și atunci nu are ce să spună și nici nu se gândește să spună ceva. Este prea mare. Uh-huh. Pentru gustul meu. Dar i-am spus asta și atunci, înainte să-l fac. Stai să faci un F, dai și râu și râu, ești și H, așa, fresh. Ești pe partea aia Mario. E Mario fresh. Mi se pare perfect. Dar ție ți se pare că arunci mult prea mulți bani fără să fii atentă la ceea ce faci cu ei? Da. E sincer. Cred că cheltui prea mult. Da, și câteodată nesemnificativ. Da. Dar uite ce relaxat sunt amândoi. Îmi place de ei, adică se vede... Cred că cheltui prea mult, da. Și câteodată arunci cu banii degeaba, da, ai dreptate. Și eu sunt de aceeași părere. Zici că e o tranzacție business, dar gen arată că îi se înțeleg foarte bine. Și ultima întrebare, ai vrut vreodată să mă înșeli? Nu. Sinceră, mă, ce mai aștepți? Sinceră. Dacă aș fi avut vreodată un gând așa, m-aș fi despărțit de tine. Nu sunt deloc pentru a înșela. Doar mă gândesc o secundă la asta, mă despart de acea persoană. Nu, sunt foarte loială. Nu? Da, da. Bun, băi... Da, acesta a fost episodul. Într-adevăr, este foarte loială. Sau, mă rog, așa se vede, așa pare. În momentul în care o fată a zis o chestie interesantă, dacă aș fi avut gândul ăsta, m-aș fi despărțit de tine. Da și nu, nu neapărat, așa zici până ai gândul ăsta, deși e posibil. Dar să riște să-l piardă pe bărbatul pe care îl iubește doar pentru un gând, slabe șanse. Ar fi sperat că gândul ăla o să treacă. Ar fi sperat că gândul ăla nu mai vine și legat de altcineva. Dacă își dorea un tip ca lumea, atunci, într-adevăr, lua în considerare să despartă de tot de Mario, că era clar că nu mai e ce trebuie pentru ea. Ori cam este. Din ce se vede. Faptul că el e totuși plecat, vorba lui, e acasă doar 3 zile pe săptămână din 7, ajută la menținerea relației lor, la înlăturarea acelei monotonii care se formează. Sper că v-a plăcut videoclipul Oameni Buni. Dacă mai vreți să fac alt cuplu, vă rog să-mi scrieți la comentarii. Sper că vă place seria din proiectul acesta Cuplu la Detectorul de Minciuni.